Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Am intitulat declarația mea politică, adevăratul slogan al guvernării PSD, după noi potopul. Abia acum, când PSD nu mai deține controlul guvernării, când nu mai controlează accesul la informațiile financiare ale țării și nu mai ascunde adevărurile dureroase, acum când aparatul de propagandă începe să dea rateuri, încep să se vadă adevărate rezultate privind modul în care PSD a guvernat această țară vreme de aproape 4 ani. Minciună, propagandă, laudă de sine și niciun fel de proiect util demarat și dus până la capăt de fosta guvernare. Mai mult, prin exces de promisiuni și măsuri populiste, s-a atentat chiar și la fărâma de stabilitate a economiei, pe care cu toții ne aducem aminte cât de greu a fost câștigată. Șantiere închise, proiecte blocate, autostrăzi fărâmate, combinate închise, licitații trucate și alte mari realizări, cu ghilimele de rigoare, poartă marca înregistrată a PSD. Cu toții a luptat umăr la umăr pentru a împiedica dezvoltarea acestei țări, pentru a împiedica creșterea numărului de angajați din economie și reducerea numărului de șomeri, și s-au opus creșterilor salariate bazate pe o creștere a productivității venite dintr-o economie mai sănătoasă care poate să plătească salarii mai bune. Stimați colegi, standardul de viață al unui popor nu poate crește din pix. Pentru aceste motive, PSD și Victor Ponta și-au pregătit cu mare atenție ieșirea de la guvernare și pentru acest motiv au promis vrute și nevrute și chiar au legiferat măsuri pentru care știau foarte bine că nu au soluții bugetare. Sub PSD și Victor Ponta, sărăcia a explodat. Nu o spun doar eu sau statistica oficială oferită de Institutul Național de Statistică. Este suficient să mergi prin comunele și satele României și să constați imediat că în loc să progreseze, România și românii sunt mai săraci și mai slab dezvoltați. Sub guvernarea triumfalistă socialistă, peste 3.000 de școli nu au autorizații de funcționare. Zeci de spitale sunt focare de infecție pentru pacienți. Benzina este în continuare printre cele mai scumpe din Uniunea Europeană. Drumurile naționale și cioturile de autostradă arată ca după bombardamente, iar în mediul de afaceri numărul întreprinderilor scade de la o zi la alta. Victor Ponta și PSD au considerat vreme de 4 ani că propaganda mincinoasă ține de foame și că oamenii nu știu că e ușor să promiți, însă e extrem de greu să și faci. PSD a promis o lege unitară a salarizării în domeniul public, dar a realizat o creștere a inechităților. PSD a promis mii de kilometri de autostradă, dar astăzi buldozerile dărâmă în loc să construiască. PSD și Victor Ponta au promis cel mai cinstit și cel mai competent guvern, însă ce fel de miniștri au guvernat România am constatat cu toții. Mă mir că Victor Ponta nu l-a plagiat și pe Dan Diaconescu și nu a promis câte 20.000 de euro, poate chiar și mai mult pentru fiecare român. Ar fi fost în stare știind că nu el trebuie să onoreze angajamentele și promisiunile. PSD a guvernat tot timpul după principiul, după noi potopul. Iar situația în care se află acum România demască modul profund incompetent de care a dat dovadă în ultimii 4 ani. Deputat PNL de Botoșani, Cristian Roman. Vă mulțumesc, domnule președinte.